declarații individuale și întrebări după fiecare declarație și apoi la sfârșit dacă mai sunt întrebări în foc. We'll start with you, please, a short statement, and then questions from the lady. I make a short statement now. Yes. Okay. Yeah, we have been trying to prepare for the game on Friday, every minute, every hour. Lots of practices and lots of technical meeting, and I think because we've been very dedicated and very good preparation. Of course, it's very short time for me, but we practice a lot and talk a lot, and hopefully it's enough. But I'm satisfied with the day side, being with the team. Of course, you obviously have experience as a coach, but is it one of the hardest challenges for you to take on a team 7 days before such a big game and learn them to play your style of tempo? I think it's definitely the most thrilling challenge. I don't see it as a hard challenge. I'm used to working in a national team with not so much time to prepare for one game. Of course, it's a quite tricky situation, but you know, they're dedicated and we haven't changed all the SCM system, but we have tried to create some simple rules, some simple things to add to the defense attack for improving ourselves. So it's not a new Bucharest you will see tomorrow on Friday. But we have we try to keep the things as good and remove the things as not. Why do you accept this challenge? Because CSM is obviously one of the best teams in the world. I have missed being on this level for many years with the national team. I've been in domestic level and there was a chance I couldn't refuse. Because you want to be on this level, you want to challenge yourself, you want to be among the best players, different nationalities, and to work around the clock, to push things in the right direction. So that's why it's in my DNA, I wanted to be here. You've obviously known Bella and Ina from the Swedish national team. Did they convince you to accept this offer? No, they didn't convince me, but of course I talked to them because it was short of time. I had a long chat with both Linnea and Isabel before I get here. But I was prepared to talk to the goalkeeper coach and the second coach, and so I got a clue what I was expecting. But of course it's good to have them in the team because now and then I can just take a few words in Swedish with them. What did you find here? Say again. What did you find here in about the team? What did I find? I find girls who are motivated to reach the success from last year. Want to be a part in Final Four playoffs again. Of course, everyone knows that it will be a very difficult cut. To be fair about, but they are experienced, they have played in the national team, they won gold medals, silver medals, bronze medals, they know what it takes to be prepared for a challenge like that as well, and that's what I found. Thank you. It's more difficult than last year, this year? I wasn't in the team last year, so I don't know. Someone said to me that it was a surprise that we got it wrong last year. I don't know. Of course, we have some extremely strong spots in our team and something maybe is weak. I don't know, but I work with the material I have. I cannot check in the mirror, but of course, this can be a burden on the girls' shoulders, on my shoulders, because they won last year. But it's 120 minutes against Spanish Wales, that's it. And we're going to prepare every way. I don't know if it's me or not, I cannot answer. Before you accepted this offer, did you see any of CSM's games this season in the Champions League?
No, but I can tell you, I've seen a bunch of them after I said yes, and a bunch of them started, so that, also that, no, I, now, some Saturday maybe I should be better, but not so much. Do you think that you can bring any surprises to the table in Chinese very far? Because they saw how CSM looked with Jan and Besnegard and Albania. I don't think it's about surprises. It's not about surprises. You cannot surprise on the top level now. But the surprise is more that we have clear roles in the team, a clear structure, more discipline, more power, more heart, stuff like that. Of course, we will have as far as we have as a week, but in the end, it's up to us. Not about that. I don't know if you get surprised. You get surprised for like 5 minutes, but then we will play 120 minutes. You but for sure, I will be surprised. And then someone. You said you saw a lot of matches of CSM in these days. You saw also the last match of Ferencváros in the Hungarian Cup. It was a surprise for you that Ferencváros won the cup and beat Gyor. No, well, actually not a surprise because I think Ferencváros now have climbed the hurdle of Gyor. They have no respect for Gyor anymore. And then they played normally like 3-4 weeks ago. And I saw that game, I saw the game when they played Ad. And also with the other. It was nothing new in the cup finals. They have very good confidence, they have good shape. And I think it's more about the relation with the other fans. They are on equal level now than they haven't been before. So. But that's fine. It's scary that Ferencváros is in a good shape, as you said, now. Yeah, it's not scary. I don't think it's scary for me or the girls. It's just a fact. It's a good team with lots of good players and they are in shape. But you know, they have never been in the Final Four, have they? They haven't been in the Final Four. Have they been in the Final Four? No, they haven't. Okay, so we'll see if they can stand the pressure. I don't know. But they have never been in the Final Four, we have. After if somebody gives the best, everything.
No, cred că în primul rând este vara la noi. Suntem mult mai motivate, mult mai active. Nu știu, cred că fiecare își dorește să facă lumea acolo. Vă simțiți la loc, v-ați simțit și în sezonul trecut în perioada asta? Am asemănat foarte multe lucruri sezonul ăsta cu sezonul celălalt. Nu știu, poate avem același noroc, poate și că jucăm un meci acasă. Noi ne dorim să ajungem în perioada. Ți-ai fi dorit ca schimbarea de antrenor să se producă mai devreme? Nu, și nu vreau să vă comentez că de asta am să vă vedeți la studiului, sper că fie și cred că este una bună pentru ordine antrenament, pentru ceea ce facem. Nu e puțin riscant să se spune asta în șase zile înainte. Ok, dacă iese, e senzațional, dar și voi exista miști la fel pe acest lucru. Într-adevăr, critici vor fi eu și o să iasă bine și o să iasă vă dau puțin și de fanii din care vor veni, sunt destul de răi, să spunem, iar acolo probabil va fi Lucan. Ai ajutat acolo și ai spus. La 4-5 goluri diferență în fața lor în acest prim meci va asigura, hai să spunem, o confortabilitate pentru meciuri cât de cât? Nu, nu pot să vă dați seama că 4-5 goluri sunt foarte de încălzit, dar au fost rezultate în goluri și mai mari și au fost în toate. E important să câștigă la tot ambele meciuri la care am câștigat mai mai trebuie. Vă așteptați la un infer în retur? Eu zic că presiunea va fi, dacă nu câștigăm acasă, presiunea va fi mult mai mare pe ele. Cred că ăsta a stat cu 45 de ani trecut, am jucat fără presiune și asta, nu știu, mi-a fost o presiune ce mi-a zis, mi-a fost mult mai relaxată, fără presiune. Cred că și mai are presiune mai mare și mult mai stresat. Oana, ce se rămâna câștiga niciodată cu o echipă din Ungaria? Ok, finala a fost, dacă s-a întâmplat, dar a convenit să mergem cu două egale? Convine oricum, mai să fie care sunt mai multe de vorbi al lui. Ați urmărit o conferă sau și ce ne-ai putea spune despre ei? Da, am urmărit-o și chiar foarte mult. Șapte, patru, mult în program este al lui lor. Sunt o echipă destul de puternică, dar în același timp, vreau să spun și ca o echipă să fac multe greșeli, care am să fac un maxim anul. Ați găsit cu oarecum antidotul perioada de la acela care acela care pur și simplu nu au explicație care își poate atea ca și cu plin, ca și cu ești efect. Mai bine am axat pe ceea ce mă rog cu ele, de apărarea noastră, acum o să fie apărarea noastră și să se le arătăm în toată doar cu două liniere, cât mai greoaie. Nu știu, n-am stat să comunicăm și să știu, pentru că atunci este foarte scurt, am încercat să se reunim toată dintre ei care nu este. Care ar fi punctul lor slab din ce ați văzut în momentul de față, din ce ați studiat în momentul de față? Am studiat și am văzut o informație foarte bună, 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 foarte cine a reușit mai puțină la aici de tânță? Crezi că pentru el e o motivație bună, acum înaintea? Poate este o motivație bună, dar sunt un știu când ești fac cu eu și poate sunt un pic mai rău să fie să nu fie atât. Da, a să te înscriu un pauă și în ochi cu el? Nu, pentru că l-am mai văzut și am trecut și tot timpul am avut rivalitatea și pentru ele. Mă așteptam, normal, și de că eu sunt o echipă mai puternică, dar cred că am vizit așa. Ce ați zis sau nu am venit pe acest gen în România, gen în România, ce se pare mai și... Da, într-adevăr, am chiar am mulțumesc de atât de puteri și așa că nu ne așa de foarte bine, dar am văzut mai apreciat, dar văd eu și cam de bancul, nu știu, că și ar fi altceva ce așa ne-a ajutat numai de tot genul de lucru, ca să văd un lucru mai apreciat cu tine. Ion?
Eu sunt cu vorbesc mai mult despre aspectele din punct de vedere organizatorii. În condițiile în care tocmai ce am zis într-o ședință la forțele de securitate, am lansat câteva lucruri, sau mai pentru că vorbim de un meci cu particularitățile sale. E clar că ne aflăm în fața cel mai important meci al sezonului, din toate punctele de vedere, nu mai faptul că vorbim de sfertul de finală, dar prin structura lui presupune o mai multă organizare, o mai multă atenție, dincolo, repet, de ceea ce tehnic și analistic fetele și antrenorii vor face. Nu există dubiu din aceste puncte de vedere și va putea declara mai bine. Eu o să puntez pe câteva aspecte ce trebuie cunoscute de publicul ce o să vină la sală și practic i-am rugat în felul acesta să ne ajute prin cooperare, pentru că importanța meciului este cunoscută, dar și interesul asupra lui a fost unul mare. Din păcate, structurile actuale din București nu ne permit decât desfășurarea unui joc într-o sală cu 5.000 de locuri. Vă asigur că cererea a fost mult mai mare, deci mult peste dublu. Iar dacă o sală din București ar fi avut capacitatea locurilor cerute, să știți că ar fi fost umplută. Am ajuns în situația de a nu putea satisface toate cererile. Există destul de multe nemulțumiri și, din păcate, eu în numele grupului îmi cer scuze celor care nu au apucat să își procure un bilet. În această situație, fiind și angajații noștri, dar și jucătoarele, și celorlalte jucătoare a fost un an destul de mare, dar a trebuit să ne rezumăm pe un număr strict de bilete, în condițiile în care, faptic și pe cifre, la o sală de 5.000 de locuri, noi am văzut prin sistemul eventiv, deci nu s-au ocupat de vânzarea lor, ci avem acest parteneriat, s-au vândut un număr de 4.102 de bilete. Echipei maghiare au fost oferite 240, deci un sector întreg. Zona de securitate a sectorului respectiv, pentru că trebuie să asigur două zone de securitate, tamponul între spectatorii, au ocupat la rândul lor 460 de bilete nevândute, dar ele sunt consumate. Au fost acordate un număr de 88 de invitații, iar galeriei noastre au fost oferite de cât? 110 bilete. Așa cum vă spuneam, din păcate, vorbim de o sală, cel puțin la evenimentul acesta, destul de mică pentru cererea de bilete pe care am avut. O să insist un piculeț acum pe ceea ce presupune activitatea dinainte de meci. Vom deschide sala cu două ore înainte de începerea jocului, acesta va începe la ora 20, dar sala este deschisă și este disponibilă începând cu ora 18, iar recomandarea noastră și a forțelor de ordine este ca aflusul către sală să se facă mult mai devreme decât de obicei, pentru că și interesul este unul mare. Recomandând de asemenea să fie totuși lăsate mașinile acasă, să fie folosite alte mijloace de transport, pentru că vor fi foarte multe restricții, iar în zona sălii nu există spațiu suficient ca să putem să parcăm atât autocarele suporterilor maghiari, mașinile lor, dar și ale noastre. Mai recomandăm pe cât posibil în cazul copiilor sub 8 ani, scuzați-mă, totuși, dacă se poate ca ei să fie lăsați acasă, ar fi recomandabil în condițiile în care și stresul, și zgomotul, și acțiunea dinainte, din timpul jocului, este una care am considerat că depășește o piculeț în posibilitatea lor de înțelegere, de răbdare și cred că este mai bine pentru toată lumea. Desigur, în astfel de evenimente și măsurile de securitate sunt pe măsură. Ca atare, și legea 4 pe 2008, modificată în 2010, specifică foarte clar, sunt interzise obiectele pirotehnice, ele de altă, deținerea lor de altă, constituie infracțiune și nu
știu că cineva are o chestie să treacă prin așa ceva. Obiectele componente, de asemenea, sunt reținute și confiscate. Sticlele de orice fel sunt interzise și nu se poate face accesul pe ele în sală, umbrelele și alte obiecte care au putea pune pericol ceilalți de acolo. De asemenea, sunt interzise bannerele și mesajele rasiste, xenofobe sau fasciste, precum și cele, nu știu, de apartenență la o anumită etnie sau teritoriu. Vor fi permise doar steagurile naționale și ale clubului. Acesta este un angajament pe care l-am făcut și în fața consulatului maghiar din România. Asta o să-l transmitem de altfel și partenerilor noștri. Și de celelalte, faptul că vom avea o atmosferă apăsătoare, că și sala din polivalentă se poate transforma într-un vulcan, dacă este cazul, sau că spectatorii români cred în noi că, așa cum spuneam mai da, se vor constitui în al optelea jucător, nu avem dubiu. Suntem un public bun, frumos, care cunoaște handbalul, care vine cu inima deschisă și nu există dubiu că spectacolul handbalistic va exista și pe teren, dar și în privă. Andrei, la ce nivel de risc se ridică această partidă? Spune că ai vorbit cu forțele de ordine, există nivel maxim de risc pentru acest meci? Sau... Evenimentul a fost declarat la nivel maxim de risc. Deci, cel care are de legea, dar practic și elementele pe care noi ne importăm activitatea și elementele Federației Europene tot acolo se curează acest meci. Noi știu prin faptul că în cazul suporterilor lui Ferenc Varoș și sublinează acest lucru, ei au anumite particularități și un istoric deloc plăcut în spate. Regăsit mai ales în fotbal, regăsit mai ales în jocurile echipelor naționale, dar și pe propria pielea orașului. Vor veni la București cu autocare, cu trenul, cum vor veni? Informațiile pe care le dețin se pare că două, trei vor veni din Ungaria și o trei din Transilvania. Vor face jocurile undeva în București, iar de acolo vor fi însoțiți în condițiile în care, așa cum spuneam, trebuie să spun că până în acest moment informațiile sunt foarte sumare, de parcă foarte de partea maghiară, dar sunt organizați la nivelul acesta, transport pe auto. În marea majoritate nu există informații de nu știu, transport aerian sau tren, pe auto, care îmi produce și câteva mașini patrulă. Am venit ca anul viitor, de exemplu, astfel de meci și să o de ce nu? Personal și, hai să zic doar personal, pentru că trebuie să păcat să spun numai personal, m-am gândit la astfel de evenimente. Problema, în schimb, este alta. Tu, timpul pe care l-ai de la calificarea din grupe principale în sfertul finală, pentru că sfertul de finală este ultimul joc pe care tu poți să-l desfășori pe acasă, este relativ scurt. De aceea, angajarea unui proces din acesta de transformare al stadionului, pentru că presupune montarea unei tribune pe unde linie, alte scaune în plus, acoperirea zonei respective, sau mă rog, în cazul stadionului național, n-am fi nevoie, dar oricum ai destul de multă logistică în jurul terenului, în sine de handbal, timpul de la grupe până la semifinală nu-ți permite. E unul din motivele pentru care am renunțat. Dar, cred că anul 2017 ne va oferi anumite surprize, nu sunt abilitat să vorbesc despre ele, iar dacă ele funcționează, probabil le vom experimenta și în totul despre ce. Da, ați avut ca idee, mă așa da, dar a fost o idee mică, așa cum ați spus, în condițiile în care, repet, efortul logistic
și ce financiază, ce nu, dar hai să zicem că financiază a fi acoperit pentru că era de nivel de verificare. A fost un piculeț motivul pentru care ne-a dat înapoi, din condițiile în care să știți că în ochii Federației Europene, noi ca grup CSM suntem foarte bine văzuți. Deci, din punct de vedere organizatoric și al aspectelor de marketing și comunicare, e, nu ne-am prea permis să rezistăm cu această imagine pe care am creat-o repede, dar solid, într-un an și ceva de zile, imaginea noastră, așa cum am spus, e foarte bună, consolidată și nu prea poți risca. Cred că pentru un astfel de eveniment, fără exagerare, îți trebuie un timp de pregătire de minim 6 luni înainte. Cam cât de mare a fost cererea din bilete? 520 de bilete? Nu chiar atât de mare, dar a fost undeva, dacă nu mă înșel, între 10-12 mii. Sorry? 10-12 mii. Venite cu toate mijloacele. Deci fie că pe scriptare, telefon, SMS-ului, e-mail-ului, fax-ului, tot felul de solicitări și bucăriți. Vorbeam de surpriză la nivel de sală sau de un loc unde se desfășoare echipa muncilor, la nivel de loc. Mai există surpriză pregătite de voți au venit aceste anunțuri în ultima lună? Păi asta m-ați putea ajuta dumneavoastră. Că am văzut că de fiecare dată orice transfer al CSM-ului a fost mai întâi anunțat în presă și eu m-am luat după el. Thank you.